De câțiva ani, Motorola ne-a obișnuit cu o rețetă de succes la gama G, smartphone-uri la prețuri accesibile și specificații bune. În aceeași linie se înscrie și noua serie G6, care vine cu funcții surprinzătoare pentru telefoanele mid-range. Am făcut cunoștință cu noua familie Moto G6 la un eveniment de lansare și așa cum ne place, după o inspecție a exteriorului care ne-a impresionat la capitolul design, am trecut direct la poze. Știți că îmi plac camerele foto de pe telefoanele mobile? De data aceasta am descoperit o funcție interesantă. Vorbim despre culoare spot, o funcție prin care izolez o culoare dorită, iar restul fotografiei rămâne alb-negru. Și nu este singura funcție premium a camerelor de pe noua serie. Avem și partea de smart camera, implementată în fiecare în G6 și în G6 Plus, care îți permite recunoașterea unor obiective, recunoașterea unor obiective turistice, lucru care deja aduc o interactivitate mult mai mare. Dar să facem prezentările. Mezinul noii familii G6 Play este jucăuș, pe termen lung, cu autonomie mare. Bateria este surpriza plăcută la acest telefon, 4000 de miliamperi. Moto G6, modelul de mijloc, are cameră duală și este dotat cu un procesor Snapdragon 450, 3 GB de memorie RAM și 32 de GB spațiu de stocare. Vedeta este G6 Plus, care plusează la specificații. Snapdragon 630, 4 GB memorie RAM și 64 de GB spațiu de stocare, dar și la preț. Dincolo de aceste specificații, seria vine cu așa numitele funcții Moto pe care le-am și testat. Sunam și ce se întâmpla? Ok. În momentul în care va suna, vom lăsa să intre apelul. Apelul va continua. După ce ridicăm, telefonul trece pe vibrație. Fără să atingi nimic. Nu face funcție, dar doar îl ridici, senzorul detectează mișcarea și automat, conform funcției implementate în spate, va anula volumul. Printr-o simplă mișcare a mâinii din încheietură, camera e pornită și pot să fac poze foarte rapid. Și lucrurile astea sunt disponibile doar în telefoanele Motorola, pentru că sunt implementate doar de către noi. Telefoanele vor avea prețuri la vânzare cuprinse între 799 de lei și 1399 de lei în funcție de model.